Avem o sară excelentă, cu condiții excelente de recoltat. La ora 20-30, cu o temperatură excepțională afară, mai exact 12 grade. Încă nu avem rouă, zic încă pentru că încet o să apară și roua. Când avem un cer senin și când avem cer senin, de obicei o să vină și roua, ceea ce o să ne crească umiditatea. Momentan deja au și crescut un pic, până acum recoltam cu un 14,5-15, deja avem la 15,9 umiditatea, dar nu este o problemă extrem de mare, zic asta pentru că mai facem o remorcă, mai trebuie să-l duc după Nicolae, care ne așteaptă în capăt, acolo îl vedeți. Facem plinul și la Nicolae. O să mergem către casă după aia, am făcut astăzi. De fapt, nici nu mai știu care mi-e recordul la porumb, vă spun sincer, dacă știe careva, dacă mai ține careva minte, câte hectare avem pe recordul la porumb tăiat într-o zi, eu nu mai țin minte, credeți-mă că nu mai știu. Astăzi am avut transport, dar am avut transport un pic mai slăbuț, în sensul că am stat după transport destul de bine. Și totuși, cu toate astea, făcând plimbările respective, am ieșit un pic mai târziu, că o trebuie să stau să îngresez, adică am gresat, am alimentat și am făcut întreținerea dimineață. În mod normal o fac o dată la două zile, dar azi fiind luni, eu de obicei dacă e luni încep, chiar dacă fac sâmbătă de exemplu și pică iarăși, deci vine sâmbătă, fac întreținerea și vine luni, luni o fac din nou. Și am și alimentat, am stat un pic să alimentez, a durat un pic până am stat să alimentez, pentru că am avut camionul la încărcat. O trebuie să stau după camion până s-a încărcat camionul, că n-am putut să mă bag la cisternă de alimentat acolo. E tipsul de să încarcă camionele. Merg 63%, stai că mă bag mai încoace. Nu o să pot să mă bag. Ne băgăm normal. Pierdut vreme aici de zaba, băgăm normal. Am să mă bag să fac o urmă liberă, cum ar veni. În caz că mi se umple celălalt capăt, să poată Nicolae să vină pe partea asta, unde era tăiat, să descarc pe el, dar așa o să vină celălalt capăt să descarc pe el. Și asta, ziceam că n-am ieșit direct aici, dacă ieșeam direct în parcela asta, e o parcelă de vreo 40 de hectare. Eu zic că poate când încadram să tăiem un 35 din el. Aia avem ceva probleme, cred că am prins mușuroi, nu? Începe să se moaie bulia. Pierderile încă nu cresc, ceea ce e bine. Mai înainte o mișcat, dar văd că o scăzut înapoi. Și umiditatea a scăzut un pic. Înseamnă că am prins acolo cum o trestea, probabil. Acolo și are tare mic acolo, mi sări lanț. Sau? Nu? Nu. E ok. Bag un pic pe retur. Am înțeles de ce nu mișcă acum pierderile, că mai înainte a mișcat. Eu cresc cu două linii. Și acum gata, au scăzut. Da, rămâne de văzut, dacă crește aici în trestie, mai în față am un pic de trestie. Dar e foarte slabă parcela asta. Anul trecut a fost una... Deci că aveam cultura de trestie, nu porumb. Aia v-a zis că se umple. Aproape în capăt. De-aia am vrut să mă bagă mai încolo, nu știu eu ceva, dar acum rămâne așa. Rămâne așa și o să mai fac un 20%. Ia, v-am zis că mișcă aici, am trestie. Cum am dat de trestie? Ia, uitați. Să vede că mișcă. V-am zis eu că ceva am văzut eu. Deci acolo unde e curat e ok, aici cum dă de trestie ceva nu-i place. Probabil începe să cadă roua, deși pe header încă nu văd roua. Hai că vin
vine Nicolae și descărcăm. Cred că până ajunge Nicolae ne dăm jos să ne curățăm header-ul ăsta. Nu putem merge așa cu el înăuntru. N-am și eu o mătură aici, am avut, dar nu mi-a mai trebuit. Vedem cum suflă vântul, suflă vântul din partea aia. Da. Hai ce-mi plac. Ce-mi plac astea. Cât de cât că o să-l suflăm. Se simte pe bulie că deja e moale. Băi, odată n-o vine Nicolae ăsta bine, mă. Odată. Că nu-i mult, o singură dată. E interesant că la descărcare de mărți mere bine. Dar aici când trebuie să vină sub mine, nu vine nicicum. De-aia, nu știu, e interesant lucrul ăla. Foarte interesant lucru. Respectiv, acolo am ceva pălușie la cameră. Nu știu dacă băgați de seamă. Da. Yo. Laborul s-a ieșit. Așa am făcut descărcarea respectivă. Mai ce ciclon, ok. Mai vine Nicolae să punem pe el. Și mergem către casă și noi. O suna colegul dacă mai se mai vine înapoi, am să nu mai vină. Să nu mai vină și ajunge pe asta. Avem 30 de hectare și cred că vreo 30 de are, să vedem dacă reușim să facem 30 de are, dar nu cred. Avem mult până în capă, nu mai avem. 30 și vreo 25 de are. Bă, 30 de hectare, într-o zi în care apta mult pe transport. Dar zic că făceam 35 de hectare dacă nu stăteam după transport. Numai dacă nu stăteam după transport, făceam 35 de hectare. Și zic că depășeam 35 de hectare, ajungeam până către 40, dacă vinem de dimineață direct aici. Zic că reușeam aici, o problemă pe senzorul de umiditate. Vedeți, au scăzut umiditatea, 15,6, mai devreme era 15,9, dar v-am zis, chiar că toată treaba e cu trestia respectivă. Din cauza trestiei. E toată treaba cu umiditatea și cu tot. Vedem aici trestia asta, că mă nervează. Am combinat să mai margă până vine Nicolae. Tanta vine Nicolae. Să facem ultima descărcare, oprim GPS-ul, că nu-l folosim pe drum. Decuplăm header-ul, decuplăm combina. Facem ultima descărcare pe astăzi și o să ne vedem la următorul video. Dar până atunci, nu uita să lași acolo un mare, mare like, să te abonezi, să-ți pune și clopoțelul și numai bine rău. La nimeni. Ia să stai să vedem dacă vine bine Nicolae de data asta. Ia să vedem. Bă, din partea asta vine bine. Deci din partea asta vine. Problema e când vine din față. Nu-i bai că zic de unde se întoarcă. Ia una aici cum să se întoarcă.